Proiectul de amenajare, reabilitare și dotare la Căminul Cultural de la Bugea de Sus a intrat în linie dreaptă. S-au obținut toate avizele necesare, s-a predat clădirea constructorului și începând din această primăvară vor demara lucrările. Investiția este realizată cu bani de la Compania Națională de Investiții și are ca termen de execuție 24 de luni. În momentul de față, noi suntem și așteptăm, nu știm cum evoluează lucrurile. Am predat amplasamentul la Căminul Cultural de anul trecut. Licitația a fost în 2022, câștigată de către Sercop. Da. Au fost niște discuții, până la urma urmei n-am înțeles atât noi, că noi ca și unitatea administrativă, ce a depins de noi ca să luăm avizul de la ei și cheltuielile de până a lua avizul, le-am suportat, da? Și am fost la Compania Națională, la CNI, cum îi spunem noi, și s-a ajuns la o înțelegere, iar domnul de la Sercop a preluat amplasamentul, era în perioada de luat avizele, știu că la finul anului trecut ne-a cerut unele documente pentru a putea să ia avizul și de la ISU. Din punctul meu de vedere, sunt toate șansele ca undeva în primăvara acestui an să demarăm, iar lucrarea nu cred că va dura mai mult de un an, un an și ceva, pentru că într-adevăr are și dotări. Dotări atât din punct de vedere mobilier, dotări atât din punct de vedere al părții de sonorizare fonică și câte și mai câte, ceea ce înseamnă pentru un cămin cultural, un fel de casă de cultură. Așa se gândește a fi. Deci asta... Ca timp, sunteți în grafic sau... Deci cu partea respectivă a căminului cultural nu mă pot pronunța eu dacă suntem în grafic. Deci este vorba de Compania Națională și entitatea care a câștigat, vă dați seama. Deci din partea noastră... Nu, bănuiesc că eu au și un, știu, 12 luni. 24 de luni. Cu siguranță este o perioadă mai mare de 12 luni, undeva la 24 de luni sau 18 luni per total global. Acum depinde de când se ia în calcul. Dacă se ia în calcul, acum sunt două componente. În momentul în care a câștigat proiectarea și execuția, are o perioadă de 36 luni ca să facă proiectul. În același timp, când a făcut proiectul, trebuie să ia și avizele de la toate autoritățile care trebuie să dea avizele respectiv. Ulterior, undeva în jur de 12 luni, a trebuit ca să finalizeze. Nu știu cum a decurs negocierea firmei respective cu CNI-ul. Noi am ținut legătura pentru că mă cunosc cu patronul de la Sercop. Este omul nostru, că doar suntem vecini aici. Încă o întrebare, ca să rămânem tot aici la Căminul Cultural, biblioteca va rămâne în cămin? Da, este specificat inclusiv biblioteca, pentru că, într-adevăr, datorită acestui fapt că este specificată acolo ca și bibliotecă, a trebuit să ia niște avize mai pompoase, mai puternice, să spunem așa, mai mari. Eu zic să rămână tot acolo, da. Se află în faza de începere a lucrărilor și montarea celor două stații pentru alimentarea autoturismelor electrice, stații de care depinde și achiziționarea unui microbuz electric pentru transportul elevilor pe raza comunei Bugea de Sus. Microbuzul este achiziționat printr-un proiect derulat de către Consiliul Județean cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării.